Ia uitați ce frumos de acolo, de jos, venim noi. Multă lume aici la Castelul Zanelor. Foarte multă lume. O nouă zi, o nouă aventură. Plecăm din Sighisoara. Lăsăm cetatea medievală, orașul medieval în spate. Mergem către Sibiu, mergem noi. Am roșu, roșu. Am timp să vă povestesc. Mergem către Sibiu, mergem către Transfagarasan, ajungem la Bâlea Lac și ajungem la Corbeni. Vrem să ajungem până în Corbeni, la Turnul Maresalului, un vechi prieten al meu, la Radu. Radu, venim! Și de pe drumul național către Transfăgărășan și am intrat către drumul spre castel, am intrat pe drumul spre Castelul Zanelor. Și aceștia sunt frumoși. Munți Făgărași. Ai Alpii Europei. Transilvania. Alpi. Așa sunt pe YouTube sau pe Alpii Google. Transilvania. Da. Da, așa e, că Alpii sunt în Europa oricum. Alpii Transilvaniei. E foarte frumos acest turist, nu știu cât se vede. Am trecut de Sibiu și am ajuns la porumbacul de jos. Am intrat în parcare, pe noi ne-au băgat cu camionul aici, cu remorca. Uite acolo la unde. Hai să vedem stai. Cum nu pot. Uite acolo, o duc așa, ca să pot să și plec după aia, știi? Foarte frumos aici. Și oprim pe lung, ca da, să poți plătim două locuri, ce mare. Hai, plătesc două locuri, mă lași, voi chiar plătesc două locuri, plătesc un loc. Că avem noroc că avem unde să punem mașina și la umbră. Dar tu, eu... Ia să vedem dacă ne încadrăm. Nu, că o bag așa, nu știu unde să o duc, trebuia să o duc în partea aia. Nu, n-ai la ce să mă ajuți. Lasă-mă, cu spatele, ca de obicei. Am parcat la porumbacu, parcăm, noi plecăm să vizităm castelul de lut. Ingrid hrănește un pic pisicile, bineînțeles că am luat pisicile cu noi. Și haide să vedem cum arată intrarea la castel și castelul. Mă gândeam că plătim la ieșire. Și de ce-i comentat? Câte zile puteam să stăm? Ce e de văzut? Mergem până la castel. Nu cred că mai e deschis acum, nu? Vedeți, eu știu că până la 7. A, până la 7. Am înțeles. Cât costă parcarea? Nu mă, un castel de la o bucată să nu fără. Nu luăm. 5 lei. A, și așa oricum, nu vrem să intrăm. E frumos de intrat pe acolo? E ceva de văzut sau? N-ați fost? Aoleo! Păi și ce indicații? Da? A, deci doar pe afară e frumos de văzut și de... A, nu mai e deschis, doar pe afară. Am înțeles. Gata. Intrare. Ușor cu strada, Ionuțu, că sunt mașini. Hai să vedem, ia uite. Ioan, burger, clătite, luăm la întoarcere, da? Aolo. Înăuntru trebuie să punem mască, oricum e bună masca, că ține de praf, la cât praf e pe aici. Și la pisic de celălalt. Hai! Nebunie! Uite, acolo e o terasă așa făcută ca zânele. Coliba haiducului. Langoși, gogoși. Și o mare nebunie. Să spun eu? Da? Hai, că nu ajunge mâna aia. El e bolnăvior cu mânuța, s-a lovit la tiroliană, la parcul de aventură. Unde e intrarea? Da, scrie intrare, acolo e parcarea și aici scrie intrare. Toată lumea intră pe acolo, uite pe aici. Se plătește probabil, haide.
masca pe nas și să stăm la coadă. Păi trebuie, că altfel cum îți faci poze cu el? Păi eu vreau. Hai mă, tati, că e frumos. Hai mă, tati. Bună! Cât costă? 30. Hai copii! Da! Mergeți, mergeți, ca plătim mami. Hai! Gata, am reușit, intrăm la zâne! Mai cred că ne-au fost așa aglomerat. Nu? Castelul Zânelor. Asta e pion. Da, e cât să mai este o bagă. Da, 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 uite, păi uite acolo în spate câtă lume e. Să bei o bere la castel, nu? Da. Copii? Copii? Sunteți bine? Hello! Picture, picture, picture. Bine, așa aici e frumos, dar e prea aglomerat. Picture, picture. Nu ești așa supărat, că ai mască. Uite, au și acolo, vezi? La ușa aici, au... să vă opriți, vă rog eu mult. Hai, mergem puțin merpele. Un pic, de atunci după aceea lasă-mi pace. Să vă opriți lângă ușa asta. Ingrid, stop. La ușă. Nu vă duceți mult lângă, dar... Picture, picture. Uite, și umbreluțe de sta la soare, la umbră. Dați-vă un pic mai încolo, că parcă sunteți surzi. Nu văd, nu contează că e cineva. Hai, du-te acolo. E puțin probabil să... Adina. Hai, vă întoarceți repede, Ion! Te rog frumos! Adina. Dați-vă și măștile jos, dacă tot vă fac poză. Hai, una cu măști, una fără. Nu are mă nimic, nu jos de tot. Hai! Stai. Stai, măsări. Da. Și turca și pe pescă. Poze, acolo. Poze. Ingriduza. Daniel, go. Nu, tati, nu că poți. Sau e prea... A, uite sus. Un... Hai că sunt mai multe, Diana, acolo e frumos. Nu lăsați copiii nesupravegheați. Copii, nu stați nesupravegheați. Vezi, tati, ca să nu iasă zânele. De-aia au blocat. Păi sunt zânele înăuntru și le țin închise acolo. Ia uite o păsărică, uite o rândunică acolo și a făcut cuib. Uite acolo sus, puiuții. Vezi? Ia, hai să explorăm. Avem tunelul zânelor. Avem tunelul zânelor. Ia, Ion. Cine, e vreo zână pe acolo? Nu poate, nimeni. Nu deschide zâna? Nu vă deschide? Nu e nimeni aici. Credeam că vine zâna să vă deschidă. Foarte multe, uite, rândunici. Două mari și două mici au trecut pe aici. Păi noi da. Zburăm într-o cameră, multe paie și o scară. Da? Ia, Ioane, cioc, 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 cioc. I dropped my bottle and ended it. Oh. Unde e mother? Hai, Mer. Restaurant, aglomerație și multă lume aici la Castelul Zânelor. Foarte multă lume, dar... E o zi frumoasă de weekend, sâmbătă. Ah,
uite, trece și... Trece și râul pe aici. Ce e acolo? Ecobăuturi. Ce vreți? Vreți ecobăuturi? Sunt afară la intrare, ai trecut dacă... A, tot acolo înseamnă. Da? Tot acolo sunt și suveniruri. Vrea Diana să cumpere un suvenir. Mă duc să văd ce mai găsesc pe aici. Găsim râul. Ia uite, râul Zanelor. Râul Zanelor. Poze cu râul, cu ramul. Și să vedem ce suveniruri ia Diana și noi ne continuăm drumul către Bâlea Lac și coborâm jos la Corbeni. Foto. El are burger și gogoși. Și fetele au făcut o serbare câmpenească și au luat porumb. Tu vrei gogoașă cu fineti? Da. Uite, stai că am luat mai multe gogoși. Gogoașă cu fineti, gogoașă cu... Două hai. Sunt cu fineti și una cu smântână. Și cașcaval. Tu nu mai poți? Hai, dă-mi să termin porumbul. Aici, la malul râului. Și ne pregătim de încă o parte, următoarea parte a traseului. Să urcăm sus pe munte, pe Transfăgărășan. Ne încărcăm cu energie. Ce bun e. Chiar gustos, porumb proaspăt de aici, de la localnici. Hai, ne vedem de la intrarea în traseu. Pisicuțele mănâncă și ele porumb? Da, ce bune, sperate sunt. Gata, avem ultima pauză înainte de urcarea pe traseu, pe Transfăgărășan. Se văd foarte frumos mulți în spate, în decor. Am căutat apă, verificat apă, verificat ulei, umplut cu motorină și pornim în aventură. Să vedem dacă reușim să urcăm cu rulota pe Transfăgărășan, pe toate curbele până la Bâlea. Astăzi seară urcăm și coborâm. V-am spus, ne oprim în Corbeni. Haideți la drum! Ce ziceți, copii? Entuziasmați? Ajungem la munte, da. Cam obosiți. V-a obosit parcul ăla de tot. Parcul de aventură. Hai, la drum! Este ora 6 fix și noi suntem la intrare în Transfăgărășan. Așa de frumos se văd munții. Avem sesiune foto din mașină. Am trecut de Badea Cârțan, muzeul Cârțișoara, unde este muzeul lui Badea Cârțan, și sperăm să trecem munții. Ingrid m-a întrebat dacă e drum pe aici prin munți. I-a zis că rămâne de văzut, să vedem dacă e drum și dacă putem să-l urcăm. Carafana. Asta e, uite fata în față, cascada de la lac. District Bâlea. Pai da, dar până la Maie, până la Bâlea cascada. Asta e cascada din partea Sibiului. Aici se numește cascada și uite cum curge. E cascada din partea Sibiului. Se urmează cascada din partea... Uite-o sus, iubita, Ilinca. Din câte știu, eu am prioritate, că sunt la deal. Uite, iubita, acolo cascada. Da! Foarte răcoare, 22 de grade, mamă, și jos erau 35. Ia-mă! Ce? Chisi ușa. Asta e Bâlea Cascadă din partea Sibiu. Miram când mi-ai zis
6 km, credeam că ajungem, dar... Da, mai avem de urcat încă vreo 30 de km până în vârf la... E pe apus, este... Apusul! Încă de vreme, încă lumină... Ia uite, Ingrid, s-a mutat peisajul la tine! Ia uite, Daniel, uite stânca a mamii pe partea ta. S-au înfundat urechile! S-au înfundat urechile deja? Spectaculos acest drum! Și nu cade nimic de sus! Vă mai arătăm de la Bâlea Lac și peisajul când coborâm. Acolo e cea mai frumoasă porțiune a Transfăgărășanului, peisajul de coborâre. E un monument aici, tati, pentru cei care au construit acest drum. Ne apropiem cu pași vertiginoși de vârf. Acolo sus, trebuie să ajungem noi. Și poți să urc. Uite. Oamenii. Voi vă ocupați de poze și eu mă ocup de condus, da? Facem așa? Las-o on. Vă dau vouă, gata, să filmați traseul. Am oprit un pic să relaxăm, să lăsăm mașina să relaxeze, să se răcorească. Încă mai merge GMV-ul. Apa fierbe acolo, bulburuc. Dar e bine, mașina rezistă, trebuie să facem și mici pauze. Numai bine, fetele își fac o sesiune foto. Uite aici e frumos, de aici se vede tot drumul, fetelor. Fetele! Uite aici, hai să vă arăt eu poză, loc de poză. Ia uitați ce frumos, de acolo, de jos, venim noi. Se vede? Foarte frumos, ia uitați. Și mai avem încă de urcat. Mai avem, nu mai avem mult. Acolo ajungem la Bâlea Cabană, unde se vede cabana. Acolo. După aceea trecem prin Bâlea Tunel și trecem în județul Argeș. Urmează coborârea, facem o pauză, neapărat o oprire și la Bâlea Tunel, dacă avem unde să oprim, să vă arătăm cum se vede din partea Argeșului. Aceasta este partea de Sibiu. Mai stăm 5 minute, facem ședința foto și plecăm la drum. Am intrat în Bâlea Tunel, în județul Argeș. Acum începem, o să începem coborârea. Aglomerație și la ora asta, nu știu, 7 cred că e ceasul, 7 după amiază. 8 deja. Dar e super aglomerat pe urcarea din județul Argeș către Sibiu. Și unul cu fază lungă. Haideți să vin arăt.
Deci claxonatul e interzis, dar de oamenii că le place cu avalanșă, cu dăstea, să creeze niște busculante. Da, parcarea era plină și s-a blocat parcarea. Dar erau parcări după ce treceai, dar ei n-au vrut să parcheze mai jos, ei vor chiar acolo, la bâlea lac, să oprească. Haideți să ne vedem din partea cealaltă. Aici e refugiu, bâlea refugiu. Dacă vedeți, aici e bâlea refugiu și aglomerația, nebunia. Și începem coborârea. Dar ce trafic e, toată lumea, aglomerație, toată lumea vrea în parcare. Toată lumea vrea la răcoare, la bâlea. Da, păi exact, eu te zic, noi mergem pe traseul liber. Am ales ziua la fix, că de-aia am calculat zilele, ca să mergem în sens invers oamenilor, tuturor turiștilor. A, ăla, și pe aici în județul Argeș. În județul Argeș încep gropile. Aici e nebunia. Uite, refugiu de la bâlea. Masaro rezistă, copiii rezistă. Cam frig, Masaro. Cam friguț, da, 17 grade, de la 35 câte erau astăzi când am plecat. Acolo în depărtare se vede cumpăna. Nu, aia nu e cabana cumpăna, cumpăna este mai jos din câte știu, mai jos un pic. Da, cumpăna e mai jos, acolo nu știu ce cabană e, dar am oprit un pic, uite, se văd corturi multe, uite, vezi luminițe, Elena, vină mai încoace, să le vezi, uite, de acolo, vezi pe deal, și un pic mai în jos e cumpăna, să duc oamenii și stau la camping acolo, pe malul râului, curajoșii, celor care nu le e frică, mai jos e cumpăna, celor care nu le e frică de urs, stau acolo, pe malul lacului. Vidraru, lacul Vidraru. Și noi am oprit să mai lăsăm din coloana ce se formase în spatele nostru să ne depășească. Că așa e frumos când mergi cu caravana, așa e frumos. Să mai lăsăm și coloana să depășească. Dacă ați urmărit Top Gear, au avut un episod foarte interesant cu rulotele. Concurs cu rulote. Ia uite, Diana s-a băgat între copaci, poate că cade Diana în apă. Mă duc să o și salvez. Mai avem un pic și ajungem. Încă un pic, ne continuăm drumul. Roțile sunt bine. Mai trebuie să oprim să verificăm din când în când dacă s-au încins. Asta după dreapta e bună. Asta după stânga. Ia să vedem. E bună. Mai verificăm un pic legăturile. Sunt bine. Ea tremură săraca și scârție din toate încheieturile. Nu e o rulotă nouă, pentru cine a văzut episoadele anterioare. E o rulotă din anii 90, dar rezistă. Rezistă. Mai ține încă 10 ani de acum încolo, cel puțin, dacă avem grijă de ea. Haideți, cu gândul la baraj, mergem mai departe. La baraj, în sfârșit, e noapte, dar am reușit să ajungem la baraj, mai avem coborârea de la barajul Vidraru până la Corbeni. Speram să ajungem ziua aici, să vă arătăm și vouă. Asta e, s-a mers încep, grop multe, curbe multe. Da, pe acolo se merge către cumpăna. Asta e tunelul de la baraj.
L-au luminat foarte frumos. Să campăm, e cam întuneric. O să campăm undeva în Corbeni. Manivelă, la manivelă, eu. Masaro. Eu, ăsta mi-e viața. Masaro începe. Noroc că e doar 10 seara. Mai avem timp să și mâncăm, să și bem. Trebuie să mă duc și la Peco să iau niște bere. Am că nu fuge Peco nicăieri. Te și lovești. La non-stop. A închis la non-stop. Păi lasă că la Peco măcar e rece la non-stop, nu știi. Am ajuns cu bine. Rulota e cam deschiulată. Cred că a fost ultimul ei drum în hârtoape. Super, da, nu mai vede. Luăm cortul data viitoare. Suntem undeva. Luăm cortul data viitoare. Aolo, cât trebuie să ridic de aici. În întuneric. Ce să mai? Vă lăsăm. Seară bună. Vă lăsăm. Noi am ajuns. Setăm Rulota. Da. Vrea să tragă și cork. Ce spunem? Și ce spunem? Mulțumim că ne-ați urmărit. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe, and that please get like my eyes. Și urmăriți-ne. And hit the notification bell down below if you want to Și urmăriți-ne. Whenever we post a new video. Urmăriți-l pe următorul să vedeți unde am ajuns. Unde? O să vă arătăm pe zi. Șoseaua. Și unde o să ne ducem. Hai, pa, pa! See you next one. Bye!